Bun găsit la Daily Briefing. Vă spun, sunt Claudiu Cazacu și mă bucur să ne auzim. Avem o prezentare care include doar opinii despre piață, nu recomandări de tranzacționare. Este important să parcurgem, de fapt, tot acest disclaimer, avertisment cu privire la riscuri și să reținem și că instrumentele financiare sunt riscante, efectul de levier majorează riscurile și, de asemenea, e posibil să am uneori expunere pe instrumentele discutate sau pe altele corelate cu acestea. EUROSD pentru început, doar așa o ocazie de a trece în revistă câteva aspecte, pentru că alte piețe au fost mult mai agitate. În momentul de față, dolarul este tot pe o tendință descendentă, cu toate că a avut el și momente mai bune în sesiunea de ieri. Panta de depreciere este una destul de lentă. Ceea ce se întâmplă în planul politic și al relațiilor internaționale pare a fi mai important pentru piețe decât raportările macro. Unele dintre ele a fost bune în statele unite. De exemplu, mă gândesc la indicatorul Conference Board Leading, față de așteptări, bune, nu față de valoarea anterioară. O cifră decentă pentru Kansas City Fed, indicele în industrie, de asemenea, indicatorii PMI în industrie. Bun, 55,7 față de 55,3 în servicii și sectorul serviciilor predomină, puțin mai slab. În timp ce solicitările de ajutor de șomaj sunt în continuare la valoare suficient de coborâtă încât să percepem tot o piață a muncii mai suficient de, de robustă, nu se schimbă evaluarea generală. Totuși, tendința dolarului american a fost de ușoară depreciere și nu numai în raport cu euro. Dolar index pe care îl observați acum este de câteva zile într-o fază de așteptare, dar observăm că, pe măsură ce timpul trece, suntem tot mai aproape de limita inferioară. Chiar ieri am fost puțin sub 89.15, limita unui uh, uh, unui. Uh, spațiu de variație. Interval ar fi cumva prea, prea precis, nu e foarte clar. Poate că aici se profilează mai degrabă un canal de trend descendent, dar chiar și în aceste condiții suntem în zona într-o zonă relativ scăzută pentru dolarul american, una care ar putea avea de-a face cu evoluția în planul relațiilor internaționale, internaționale și relațiilor comerciale. Președintele Trump a anunțat ieri un, uh, uh, un program până la urmă, a dat undă verde unei instituții care să vină în 15 zile cu propuneri pentru impunerea unor taxe vamale pe importuri din China uh, ca răspuns la uh, presupuse practici incorrecte din partea Chinei, inclusiv forțarea firmelor care sunt prezente pe acea piață să cedeze din uh, proprietatea lor intelectuală. Cu alte cuvinte, să-și deschidă către, către, autorită, către autorități sau partenerii lor comerciali uh, unele uh, proceduri și unele aspecte de ordin comercial care ar fi însemnat în cele din urmă uh, un transfer de uh, tehnologie și de cunoaștere către China. Uh, Tema deficitului este una larg discutată și intens promovată în mass media. Deficitul pe relația cu China este într-adevăr uriaș de peste 200 de miliarde de dolari. O parte din acest deficit însă este rezultatul unor produse dezvoltate în Statele Unite, proiectate acolo, precum, de exemplu, telefoanele de tip iPhone și importate, deci produse dezvoltate în de Statele Unite, produse în China și reimportate, importate apoi în Statele Unite. Numai din această direcție se pare că numai pentru iPhone 7 a fost o estimare a unei firme de analiză că ar fi vorba de vreo uh, 15% din deficitul uh, comercial pe care îl are uh, uh, SUA cu China. Lucrurile sunt destul de complicate pentru că ar trebui să iei în calcul și valoarea adăugată și dacă punem valoarea adăugată în, uh, în uh, această formulă obținem o valoare a deficitului mult mai mică. Dar este totuși un deficit și uh, Anunțul de ieri se dorește a fi un, un răspuns la această, la această situație. Pe de altă parte, tonul a fost mai conciliant decât ne-am fi putut aștepta, cred, decât se așteptau și piețele. Asta a salvat pentru o scurtă vreme piețele de capital, care însă nu au rezistat ulterior. A vorbit ca despre niște parteneri sau prieteni președintele Trump, referindu-se la China și în același timp toată lumea aproape a comentat această perioadă de discuție și faptul că a fost delegată sarcina impunerii unor bariere comerciale altor, altor, altor instituții unei alte instituții ca o portiță pentru negociere, pentru că se poate exercita lobby în această perioadă. China a răspuns cu impunerea unor taxe vamale pentru niște importuri americane, dar în valoare de vreo 3 miliarde de dolari, deci un răspuns destul de slab și asta mai degrabă la prima rundă, cea referitoare la aluminiu și oțel. Într-un alt gest de deschidere și de bunăvoință, Statele Unite au oferit scutiri temporare pentru uh, taxele vamale pentru metale uh, și Uniunea Europene și Corea de Sud și altor câteva state. Uh, cred că și Australiei. Uh, ceea ce înseamnă că în linii mari uh, se cam vede despre ce e vorba. Uh, e vorba despre uh, uh, concentrarea eforturilor în privința Chinei, care de fapt este economia locul, pe locul 2 în lume și potrivit unei varietăți de estimări pe cale de a depăși, dacă se menține această tendință și nu apar șocuri majore, cum ar fi o criză puternică, asimetrică, una care să lovească mai mult China, ar depăși în următorul deceniu economia americană, cel puțin la, la paritatea puterii de cumpărare, dacă nu și în valoare absolută. Cu aceste lucruri în minte, o să constatăm că EuroSD nu are un răspuns foarte puternic. La urma urmei se vede o anumită deschidere în privința negocierilor, în privința poziționării față de Europa. Iar chiar și poziția față de China a fost în parametrii anunțați și părerea mea cu o nuanță mai, mai blândă. Nu am avut niveluri. Clare, Pe de altă parte, asta poate fi și o stratagemă, ia gândiți-vă că uh, vin niște valori foarte puternice, președintele Trump foarte ridicate pentru taxele vamale, uh, importuri aplicate importurilor din China, uh, președintele Trump va spune că um, nu el le-a impus, ci a existat o organizație diferită, va face referire la USTR și la uh, uh, domnul Light, Lightizer. Cred că așa se pronunță, care a venit cu aceste, cu aceste cifre. Dar, până în alta, este o percepție de oarecare deschidere. Astăzi avem la două și jumătate comenzi de bunuri de folosință îndelungată. Și uh, atât valoarea globală cât și valoarea uh, core, aceasta excluzând mijloace de transport, nu cred că încă pe aici o traducere foarte foarte lungă, de deci ce vorba de comenzi de bun de folosință îndelungată uh, și uh, la ora 4 vânzările de case noi și la 4 și jumătate Nil Cașcaric pe care le știm destul de doviș. Deci uh, sunt uh, niște lucruri interesante și bă, sticla 2 și 10, dar uh, nu e un calendar foarte încărcat. Pentru moment, uh, EuroSD, care uh, a aspirat către 1.23.63, pare puțin reticent în a, în a stabili o direcție ulterioară. Este într-o fază de așteptare. L-aș vedea chiar testând linia de trend a ultimei perioade și asta pentru că în următoarele câteva ore nu avem lucruri majore programate. Europa discută Poziția referitoare la Rusia au existat uh, declarații de comun acord, cum că e probabil ca Rusia să fi fost uh, implicată în acel uh, atac cu un gaz specific, uh, cu un agent specific, Nerve Agent numit, uh, care atacă sistemul nervos și uh, uh, asta ar putea duce la sancțiuni suplimentare. Pe de altă parte, o mulțime de state europene nu sunt. Mulțumite și citeam zile trecute despre agricultorii din Italia care se plâng de faptul că ar pierde câteva miliarde de euro din pricina sancțiunilor, pentru că nu reușesc să realizeze aceeași nivel de exporturi pe care îl vizau înainte. În momentul de față, linia de tren ne conduce în cele din urmă către 1.23.63, dar este o piață relativ liniștită. Agitația din planul politic și al anunțurilor, administrației americane a ținut dobânzile relativ jos și asta a însemnat că apetitul pentru dolar nu a fost unul foarte ridicat. În plus, apetitul pentru dolar este diminuat în condițiile în care avem astfel de potențiale neînțelegeri și potențiale, știu eu, contramăsuri. ale partenerilor comerciali care au surplus, ce ar putea să fie mai puțin dornici să dețină titlurile de datorie americană. Dar în linii mari nu se întrevede pe termen scurt ceva foarte pronunțat. Dacă mergem două, peste 23,63 avem 23,90 rezistență. Dacă mergem sub 23,16 avem 22,85 suport. Um, Aș spune că deocamdată lucrurile arată destul de rezonabil, dar peste weekend se poate întâmpla orice și de aceea nu este exclus ca undeva în după amiază acestei zile să existe și runde de diminuarea riscului pe dolar din partea investitorilor din Statele Unite. Dar altfel, dacă nu ar fi weekend și dacă nu am avea niciun fel de indicii că se mai pregătește un răspuns al chinei la această la această discuție de, de majorare a taxelor vamale și nu doar pentru produse metalice, ci de metal, ci alte produse, atunci, în mod normal, cred că această piață ar fi continuat o baleere mai largă a rangeului curent și deci ar fi fost posibilă și spargerea linie de trend. O întrebare sună așa, pe termen scurt, de câteva zile nu văd niciun motiv în temea pentru continuarea corecțiilor pe acțiuni, atât în Europa cât și în SUA. Ok, despre piața de capital, deci mai citesc o întrebare să văd dacă uh, se referă la euro. Am observat că toate monedele virtuale sunt în... Bun, deci euro se nu suscite prea mult interes. Ok, hai să mergem la piața de capital, uh, sunt... Uh, um... Sunt uh, expus uh, în momentul de față pe bursa germană, pe, pe DAX, dar într-o versiune mai complexă uh, și uh, uh, chiar printr-o anumită poziție uh, orientată descendent pe uh, futures pe SP500. Uh, despre piața de capital, uh, văd această întrebare. Uh, Niciun motiv în temea de continuarea corecțiilor. Am mai discutat ieri și vă spuneam că, din punctul meu de vedere, o anumită poziție agresivă în termen comercial, nu este integrată în, în cotații. Piața ieri a avut un moment de revenire, cu atitudinea aceasta mai blândă a președintelui Trump, cu excepția cu excluderea Europei de la de la aceste taxe vamale pe oțel și aluminiu, dar a fost o revenire de scurtă durată. Și mai avem și problema, problema sectorului, finanțării sectorului public cu cu uh, un anumit pachet uh, de, uh, de finanțare de 1,3 trilioane. Mai întâi uh, se spunea că uh, există o anumită opoziție, până la urmă uh, s-a reușit uh, să, uh, să se treacă de, uh, de acest uh, prag, dar trecerea de acest prag, care a spune eu cu incertitudinea sa a împins piața în jos, trecerea în acest prag noaptea trecută nu a însemnat și, uh, și o revenire a optimismului. Ba, chiar piața a alunecat puțin, a revenit ușor în această dimineață și acum iarăși este, este în derivă. Deci ce înțelegem de aici? Uh, înțelegem, după părerea mea, mai ales din acest segment, din 2600, 90 până spre 2640, cam pe acolo eram la închidere la ora 10, înțelegem că piețele sunt realmente stresate de riscul unui război comercial și că nu sunt dispuse să se gândească, ok, efectele se vor vedea într-un timp mai lung, haide să nu ne îngrijorăm acum. Ele se îngrijorează și părerea mea pe bună dreptate, pentru că implicațiile pot să fie mult mai serioase decât pierderile calculate direct. Să ne gândim numai la pierderile de încredere și la diminuarea apetitului de investiții reciproce, uh, și uh, o serie de alte aspecte care se pot, uh, se pot uh, uh, întâlni și care pot afecta negativ creșterea globală. Un prim. Uh, un, un prim raport al Oxford Economics spunea că aproximativ 0,1 puncte procentuale ar, fi, ar putea fi șterse din creșterea economică a Chinei dacă se aplică tarife vamale destul de agresive, 25% pentru vreo 60 de miliarde de dolari echivalent de importuri. Um, dar aceasta nu poate să fie decât o estimare și oricum, deși apare nu este foarte mult, 0,1 puncte. La o valoare uh, imensă a uh, activității este, de fapt, o pierdere și, mai ales, uh, cum spuneam, efectele colaterale nu sunt suficient uh, evaluate. Deci, din punctul meu de vedere, uh, n-aș fi de aceeași părere că nu este niciun motiv în temea de continuarea corecțiilor. Acesta este un motiv destul de serios. Acum, ceea ce se poate discuta este dacă nu cumva piața, scăzând ieri cu aproape 3%, pentru US500 și cu valori comparabile. De data aceasta, indicii n-au mai reacționat mult diferit. Și Nasdaq, și S&P, și Dow Jones au fost cam pe acolo, cu diferențe uh, mici. Nu am mai avut, de exemplu, 2% pe S&P 500 și 3% la un moment dat, cum s-a întâmplat asta acum câteva zile pe uh, când cu scandalul Facebook uh, pe uh, sectorul de tehnologie. Deci, uh, o vânzare sincronizată care, din punctul meu de vedere, ar trebui să ne alerteze pe termen mai lung. Chiar dacă uh, avem această supapă de siguranță a unei linii de trend încă nedepășite și nu înțeleg de ce se modifică această linie uh, de la un time frame la altul, dar iată, suntem tot mai aproape de ea. Uh, Suportul ar fi la 2603 și 2582, rezistența pe la 2646 și 2000. 682. Părerea mea că uh, s-a trecut foarte ușor pe, prin uh, variate praguri uh, ieri și asta uh, este un mic uh, semnal de alertă pe termen mediu, chiar dacă lucrurile se vor stabiliza pe termen scurt. Deocamdată și lucrul acesta e discutabil. Uh, observați că după ce am continuat scăderile și într-o manieră destul de puternică, la un moment dat pierzând vreo 1%, Piața a revenit în debutul sesiunii europene, odată cu evoluția favorabilă, în o, iată chiar scădere puternică. Deci acoperirea ghepului în Germania, pe aici, da, eu lăsasem în piața pe la 920-930, când începeam discuția asta și acum suntem considerabil mai jos. Dar este un supăr la 865. Deci, Odată cu revenirea din Europa și indicii pe future au, au recuperat, dar acum, iată, din nou nervozitate. Și o să vă spun că ceea ce am văzut ca volatilitate, evoluția pe, pe VIX și uh, costul opțiunilor care include această volatilitate, uh, teama este la niveluri ridicate de, de ieri și chiar înainte de anunțul de ieri. Uh, Piețele a fost mult mai nervoase, ceea ce a făcut uh, ca anumite instrumente financiare care oferă protecție la scădere să devină foarte, foarte scumpe față de ce erau acum câteva zile doar. Uh, deci este această agitație în piață și la urma urmei, pentru evaluarea unor active, contează starea de spirit. Uh, contează datele macro ca un substrat și ele contează foarte mult pe termen lung, dar pe termen scurt contează starea de spirit și aceasta nu este foarte bună. Dar eu spun că există niște bariere importante în calea scăterilor. Unul 2616, apoi 2603, extensia de 127.2, linia de trend, sunt destul de consistente aici, nu impenetrabile însă. Uh, cred că la un moment dat pe parcursul sesiunii de astăzi există tentația unor uh, unor recuperări și bănuiesc că uh, dacă e să găsim un motiv pentru a vedea uh, corecții în continuare, ar trebui să ne uităm la un eventual răspuns mai sever din partea Chinei. Dacă se întâmplă așa ceva, uh, fie în acest weekend, fie mai târziu, uh, bursele cred că vor reacționa, vor putea reacționa din nou. US30 la rândul său a spart 24.000 de puncte, spart și 23.900, s-a oprit la 720 deocamdată, dacă sparge și pe acesta avem 602 și mai jos 327. Ce este remarcabil aici e faptul că cu o mișcare foarte puternică am spart linia de trend ascendent. Acum cred că Percepția piețelor este diferită față de ceea ce era înainte și pe termen mediu nu vorbim de o abordare deosebit de uh, roz, aș spune eu. Uh, pe termen scurt avem uh, rezistența la 23.900 Eu aș zice, dacă nu avem niciun fel de veste negativă, piața poate încerca o recuperare astăzi, dar nu știu dacă direct de la nivelul curent sau mai degrabă mai întâi ar trebui să existe un pic de corecție. Până în alta suntem pe trend descendent, vedeți aici pe US30 și nu s-a schimbat foarte mult. US100 la rândul său e într-un fel de pauză, dar după niște vânzări foarte puternice ieri. Mi-a părut rău că nu a fost în acea direcție mai mult mai devreme. Bursa germană, a ieșit din letargie în momentul în care am spart 12.115 observații a existat o scădere puternică, o revenire, o retestare și apoi a fost uh, aproape one way bet. Deschidere cu gap negativ, astăzi de evoluția din Asia, acoperirea gapului și uh, acum suntem într o zonă destul de solidă, Aș zice, de suport 865, niște minime anterioare 872. Nu cred că va fi ușor de uh, penetrat această regiune. În cele din urmă însă, ceea ce e preocupant este că faptul că minimul acesta instalat în februarie, în, în martie, în martie, da, 5 martie, aici e februarie, ok, ce-a trecut timpul. Uh, Binimul acela instaurat într-o perioadă de, de teamă, cu o umbră inferioară foarte lungă, este din nou asaltat. Și asta la, la scurtă vreme și fără ca piața să fie reușit să reintre aici deasupra liniei de trend. Vă amintiți că am tot comentat această, această situație, iar evoluția de ieri a schimbat radical imaginea într-un mod pesimist. Cred că ce se poate spera, dar, dar iarăși, speranța nu e un instrument, e mai degrabă e un fel de a spune, dar o să reformulez. Ceea ce ar putea ajuta piețele ar fi ca în zilele următoare să vedem o revenire undeva către 12050 12100 și asta ar mai câștiga timp. Dar pentru a redeveni optimiști trebuie să mergem mult mai sus. Deocamdată, piața arată ca și cum este la un pas de o nouă sesiune foarte, foarte slabă. O închidere sub 865 ar putea aduce în discuție undeva jumătatea, lumână, jumătatea umbrei lumânării acelea din martie, care ar fi pe la 825 și apoi minimul ar fi pe la 727 de puncte. Deja destul de destul de departe. Eu zic că ceea ce se întâmplă acum este o bătălie, am văzut ieri piețe Efectiv, a văzut lupte în piață pe, pe final de sesiune americană, pe futures. A fost chiar un moment în care s-a cumpărat, a recuperat câteva puncte bune în 2-3 minute piața, dar nu a rezistat. Deci am sentimentul că încetul cu încetul pare a se schimba mentalitatea într-una mai, mai prudentă mult mai prudent. Dar intra de asta și pentru o zi două asta nu înseamnă un lucru de ne... știu eu... un lucru de neevitat, chestiune fatidică. Piața poate să, să recupereze pe termen scurt fără, fără prea mari probleme. Cred că i-ar fi de ajuns lipsa unor vești foarte proaste și nu ar avea neapărat nevoie de ceva extraordinar de, de puternic. Dar mai este acest risc de weekend. Datele macro au trecut cumva mai puțin în situația în care sunt foarte, foarte departe de așteptări. Uh, uh, datele macro ar putea să fie uh, în mare parte ignorate, cred. Uh, ce date ar produce mai mult impact acum în piață? Eu zic că date slabe ar fi mai de impact, deci cifre sub așteptări referitoare la comenziile de bunuri de folosință îndelungată, mai ales varianta core, deci dacă în loc de 0.5 o să avem un 0.1, 0.2, se, se acceptă diferența aici, o diferență mare dacă e doar 0.4 sau 0.3, nu cred că va fi mare, mare surpriză, e o serie foarte jucăușă de la lună la lună, deci dacă vedem valori slabe și foarte slabe, să zicem stagnare chiar sau, sau scădere, atunci piața reacționa mai puternic, cred, decât dacă am vedea un plus 0.7, plus 0.8. Bun. Întrebare aici. Am observat... Nu, ok, asta e de monedă virtuală. Păi renunță Trump la taxe cu Europa, deci măină pentru economie și Dow Jones și DAX cad de pe masă. <laughs> Uh, păi, uh, da, dar uh, renunța la taxe pentru Europa pe vechea discuție, pe vechea linie, cea cu, uh, cu uh, metalele, uh, mă rog, aluminiu, oțel și oțel fiind un aliaj, de fapt, bineînțeles, dar, uh, dar uh, lovește China și dacă lovește China lovește până la urmă și Europa și Statele Unite, în mod indirect, cum am, cum am discutat. Deci, este ideea, de, de fapt, de bază. Erau puse în cotații uh, aceste anunțuri sau nu? Și realitatea de acum, uh, realitatea de ieri, ne-a dovedit că nu erau puse în, în prețuri. Bun, asta se vede post-factum cel mai bine, dar iarăși am, am discutat ieri despre asta. După prognoza pozitivă a Fedului de miercuri pe ani de zile, de acum încolo, bursele se duc la vale fără nimic negativ. E normal. Eu să vă spun din nou, uitați-vă ce au în spate. Deci nu, nu pierdem din vedere contextul. Deci ne putem imagina că sunt cei care au acumulat profituri Serioase în ultimii ani și aceștia doresc să le pună la adăpost. Și piețele privesc spre viitor, privesc mult spre viitor, iar impunerea unor bariere comerciale este o, o sursă de serioase potențiale probleme. Lucru vizibil și pe aur, de altfel, care a revenit consistent. Și dolarul a pierdut teren, și nesiguranța și-a spus cuvântul. Uh, și până la urmă aurul, dacă se continuă pe această linie de război comercial, uh, cred că ar putea fi văzut uh, relativ bine. 1340-1341 este zona de rezistență la care ne-am oprit acum și pe care probabil că uh, piața va încerca să o depășească în sesiunile următoare. Vom vedea însă dacă are forță pe termen scurt. Mai natural ar fi să ia o mică pauză. 1338, 1337, și 1.334 a fi suport, apoi 1.325. Dacă depășim acel nivel, ne uităm către 1.348 și 1.351. Petrolul WTI a avut parte de destul episoade de spectacol în sesiunile trecute. Cred că aici e o corecție incompletă care ne arată faptul că, în ciuda discuției despre ieșirea din acel program delimitarea producției, în ciuda, să spunem, unei posibile evoluții negative în economia reală ca urmare a taxelor vamale, totuși piața are fanii săi, are, are suporterii săi și nivelul la care s-a oprit scăderea a fost în zona vârfului din 26 februarie. O chestiune pozitivă din punct de vedere tehnic. Avem instalațiile Baker Hughes astăzi pe seară. Până atunci suport la 64, 52 și 64, 24 rezistență, 65, 16 și 65, 54. Probabil că un range, dar este un range destul de constructiv deocamdată. Lira stelină arată puțin descendent. Nu cred că Neapărat buletinul trimestrial va conta foarte mult. Ieri am avut decizie a băncii centrale cu o surpriză. Avem undeva structura voturilor. Nu știu de ce nu le mai găsesc aici. Hmm poate mă uitam pe, pe un alt calendar, oricum în loc să fie un vot unanim de, unanim de păstrarea dobânzii, de doar șapte au fost pentru menținerea dobânzii, iar uh, uh, ipoteza, vedeți aici reacția la ora două, prima prima reacție a fost uh, favorabilă, ipoteza de majorare a dobânzii în, în mai a fost în creștere, apoi acel motiv a fost, în acel moment a fost un pretext pentru pentru lichidarea pozițiilor. Se întâmplă astfel de situații de piață, e o poziționare de trading, cred. Nu e faptul că nu e mai probabil să se majoreze dobânda în mai. Eu cred că este o șansă de luat în calcul, doar că piața nu a putut menține atitudinea anterioară. Acum sunt și alte aspecte referitoare la Marea Britanie și părerea mea că s-a cam consumat o parte din entuziasmul acela referitor la, la perioada de tranziție din martie până din martie până în decembrie 2020. Am revenit în canalul de trend și asta înseamnă de fapt o temperare pe termen scurt a poziționării, dar a poziționării optimiste vizavi de GPP, dar nu înseamnă o schimbare majoră pe termen, pe termen mai lung. Canalul de trend este încă valabil și ar fi așa chiar și până undeva pe la 1,3978, deci mai bine de 100 de pip și mai jos. Bun! Ok, văd niște întrebări despre petrolul WTI. Uh, a, și <gântu -i> și o sugestie despre piața de capital că ar fi uh, corecțiile, ar fi uh, șanse pentru repoziționare favorabilă, n-aș. Deci, din nou, uh, cred că față de uh, acum câteva zile și câteva săptămâni, orizontul s-a deteriorat notabil pe, pe termen mediu și dacă avem reveniri, e posibil să fie nevoie de multă agilitate pentru a le capta. Uh, bun, acoperă WTI gap de dimineață. Uh, eu zic că se îndreaptă spre acoperirea sa. Uh, are o șansă rezonabilă, cred, până la finalul acestei zile. Uh, asta aș bănui. Petrolul WTI ajunge la 70 dacă Trump renunță la tratatul nuclear, mai ales că nu îl consideră pe probleme de securitate, consideră. hockey Corect, uh, corect, acest uh, succesor al, uh, al fostului consilier pe probleme de securitate este văzut a avea o poziție mai dură. Uh, este unul dintre motivele pentru care uh, petrolul este bine uh, bine ținut în frâu, uh, în frâu scăde eventualelor scăderi. Uh, să ne uităm pe grafic, uh, 70 este destul de departe, înseamnă cam 10%, 66-70 este mai aproape și eventual 68-46 dar o renunțare la tratatul nuclear care să însemne reimpunerea de sancțiuni, în cer din urmă ar fi un factor considerabil de apreciere. Nu aș pune clar că petrolul ajunge acolo, pentru că nu depinde numai de asta, depinde și de ce se întâmplă în economia reală sau așteptările pentru economia reală. Dar, dar e o ipoteză de luat în calcul în momentul în care s-ar ajunge la la așa ceva. Da, cred că, cred că nu este imposibil. Dolar yen, aici percepția descendentă pe care o discutam s-a materializat cu ocazia și a unor date puternice referitoare la CPI. 1,5%, vedeți, tendința de, de creștere, nu mai avem situația aceea de potmolire a indicelui, încetul cu încetul se îndreaptă spre țintă și nu mai are foarte mult, 1% pentru core, însă cu doar 0,1 puncte mai sus decât nivelul anterior, cu un dolar slăbit din varate motive și cu un yen mai puternic, am spart 105,60, piața ar putea să, să ia în seamă astăzi o eventuală linie aici care unește câteva minime, dar dacă bursele vor avea un nou episod de dezorientare și de, de dezechilibrare, e posibil chiar să continuăm scăderile astăzi. Nu e de ajuns o singură zi așa de incertitudine, incertitudine pentru a marca o întoarcere, dar din punct de vedere tehnic este posibil. Pe H1 însă văd lucrurile mult mai nuanțate, mi se pare o fază de așteptare și dacă spargem 142 la un moment dat pe parcursul zilei ar fi loc de corecție, Lărgimea e cam 47 de, de pip și haideți să luăm 46 ca să fie mai uh, cumva mai uh, prudent. 23 de pip și deci ar putea fi jumătatea țintei dacă mergem sub 104-64. Rezistența la 105-10, 24 și uh, 155 58. Bun. Uh, ok. Uh, ce mai apare aici? Uh, Warren Buffett se plângea că are mult cash disponibil și că totul e prea scump. Acum tot e mai ieftin cu 10% față de atunci. Da, nu știu dacă e de ajuns pentru el. El vrea să ia foarte ieftin. Uh, bun. Uh, iarăși o opinie, să vezi cum apar, opinie pe care vă citesc, să vezi cum apar la televiziune din roșu și cum se îngrămădesc la TV și văd cum apare criza. Mă refer la specialiștii vizionari. Da, nu știu dacă suntem încă în acel, în acel punct, dar dar e de avut în vedere ipoteza. Euroron este în așteptare în jur de 4,66. Canalul de trend este cel cunoscut, doar că pare destul de imun la mișcările pe termen scurt din piețele, din piețele globale cursul nostru de schimb. Uh, încercam să verific datele, dar mie nu mi se încarcă site-ul Institutului Național de Statistică. Uh, ok. Uh, bun. Probabil din, din pricina vremii. Uh, și mai am o întrebare. Ok, despre monede virtuale mai aveam oricum vreau să discut. Uh, uh, deci. Există motiv pentru monede virtuale de scădere și iarăși și o discuție despre o întrebare despre BTC. Există varie, variate motive posibile de la reglementare, la la diferitele lor de, lor de poziții ale unor autorități, la faptul că G20, G20, totuși nu a luat o poziție foarte agresivă acum, a spus însă că în iulie, până în iulie este timp pentru a formula niște recomandări și că în orice caz între timp trebuie respectate reglementările legate de ale unui protocol numit FATF, pentru a preveni finanțarea terorismului și a altor activități ilegale, dar cred că se va ajunge și la reglementare și acestea sunt câteva dintre motive. E de urmărit în continuare dacă piețele se corelează sau nu cu evoluția din piețele de capital. Adică scad, dacă scad, atunci că piețele de capital scad. Și eu zic că juriul încă nu a decis. Au fost niște scăderi, ieri, dar nu foarte pronunțate și mie mi se pare de o fază de așteptare. N-aș putea să spun că mă, mă influențează sau mă impresionează într-un fel. Cred că nu este într-o fază euforică și. Părerea mea că riscul de a testa 7250 în următoarele zile până la săptămâni este prezent acolo. Motive pentru creștere. Vă pot enunța o mulțime, dar părerea mea este că piața nu este în faza aceea acum și că este într-o fază de, de așteptare. Mai este și bursa aceea din, din China, Binance, care din care a fost inițial în China, Hong Kong, parcă apoi s-a mutat în Japonia și se pare că trebuie autorizat în Japonia și dacă nu reușește la timp ar putea să suspende activitatea. Acesta era și un aspect negativ. Deci e așa un mindset, o stare de spirit care nu e favorabil deocamdată monedelor virtuale. Este la fel de ușor cu prognozarea unor. Evoluției comportamentului unei persoane. Și acum, să nu spuneți că potrivit scandalului Facebook Cambridge Analytica se poate, se poate face o astfel de prognoză. Se poate face dacă știi stimuli și în anumite condiții specifice și numai în mod statistic. Nu cred că suntem la un nivel de precizie acum și cred că uneori se sunt niște confuzii pe această temă. Dar, Părerea mea este că fenomenul are nevoie de un timp de așezare și că impunerea, de fapt, blocarea publicității pe Facebook, mai întâi, apoi Google, Twitter are o abordare, o abordare diferită, are, are cumva o construcție favorabilă, favorabilă, de fapt favorabilă celor care uh, sunt pro-Fiat, pro-monedele uh, tradiționale. Și mai degrabă este, este una dintre sursele de neîncredere plus... Uh, mă rog, e o, e o situație destul de complicată, aici ne tindem foarte mult la discuție. Uh, și, uh, ca să spun întrebarea, am remarcat că bursa japoneză a reacționat foarte violent, compunând atât... Uh, dinamica din, Europa, cât și cea din piața ienului, care un ien mai puternic are un efect negativ asupra acestei piețe. Bun. Vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră. Un weekend plăcut. Da, mulțumesc la ski. Nu știu dacă o să ies din, din oraș, dar am fi o vreme de schi, într-adevăr, oricum ninge foarte frumos, așa cum te aștepți, nu? Pe 23 martie totul e normal și în piețe și pe, pe afară. Vă urez un weekend plăcut și odihnitor, o bulgăreală, dacă se poate și cam atât pentru moment. Primăvara se lasă așteptată. Toate cele bune, pe curent, la revedere!